A venit toamna și odată cu ea și temperaturile scăzute și momentul ca noi să ne reobișnuim cu afecțiunile de sezon care vin cu muci, cu tuse și cu febră. Despre febră vorbim azi cu doamna dr. Irina Costache, medic primar pediatru. Bună! Ce facem când trebuie să scădem febra? N-ar trebui să ne panicăm, ăsta e primul lucru. Părinții ar trebui să rămână ferm pe poziție, să înțeleagă că temperatura mai crescută a organismului este doar un eveniment pasager. Trebuie să încerce să scadă temperatura întâi prin măsuri fizice, să dezbrace copilul, să-l hidrateze corect și apoi să administreze sau nu antitermice în funcție de cât de mare este temperatura. E ceva ce nu facem niciodată? Cred că să ne panicăm nu facem niciodată. În rest, cam tot ceea ce fac părinții care vin și cu care eu am intrat în contact fac corect și trebuie să le dăm încredere. Sigur că încă se practică împachetările cu oțet, se practică împachetările cu alcool. Nu e bine să împachetăm copilul cu oțet, nu e bine să folosim alcool pentru că, mai ales la un sugar, suprafața corporală e foarte mică, alcoolul, oțetul, se absorb transcutan și copilul poate să aibă chiar, am întâlnit copii care au făcut coma alcoolică de la această practică. Și metoda fizică înseamnă că se cedează căldură de la un corp mai cald, care e copilul, la un corp mai rece, care e prosopul care îl înconjoară și în felul acesta pur și simplu se scade temperatura. Când mergem la medic? Bine ar fi să mergem după ce am încercat noi acasă să scădem temperatura și să o controlăm 2-3 zile. Îmi place să temporizez orice întâlnire cu pacientul febril dacă părinții reușesc să controleze temperatura câteva zile. Dacă nu mai reușim să controlăm temperatura nici cu metode fizice, nici cu antitermice, atunci sigur că este momentul să mergem la medic. Nu mergeți la medic din primul moment în care copilul are febră. Semnele clinice nu se instalează așa de repede. Uneori vedem copii febrili cu debut al acestui fenomen de câteva ore și noi medicii nu ne putem da seama unde e boala. Trebuie să treacă puțin timp să putem realiza unde și ce s-a întâmplat în organismul acelui copil. Nu e o idee să mergeți în prima zi de febră la medic. Mulțumim frumos, Irina. Cu plăcere.